Доброе утро. Suntem în Bulgaria. Este dimineață. Eu am plecat noaptea, pe la 3, într-o călătorie de 400 de kilometri, cam 5 ore, dar m-am oprit cam 45 de minute, că mă luase somnul. Vizităm, unii zic că poate cel mai frumos oraș din Bulgaria, Veliko Târnovo. Un oraș plin de istorie, artă, cultură. Eu nu l-am vizitat, este prima dată. Am luat o noapte de cazare, dar o să stau și a doua zi. Am rezervat prin Booking o cameră la un hotel. Prețurile sunt foarte mici. Eu am găsit undeva la 100 de lei camera și este foarte bine amplasat hotelul, aproape de centru, cu un view superb. Vedem cum se prezintă și la interior. Nu-mi trebuie mie mari condiții pentru o noapte. Check-in-ul este la ora 2, eu o să ajung pe la 9. Avem foarte multe de vizitat, foarte multe de văzut, mâncare de testat. Am așteptări mari de la acest oraș. Tot drumul am ascultat manele bulgărești, este un post veselina pe aici prin munți, numai postul ăsta veselina se prinde. Am ascultat la manele, nu sunt fan, dar m-au distrat. Se distrează și ei. Ce să mai zic, am așteptări mari de la acest oraș. Mi este deja foame, prima dată o să merg să schimb ceva bani sau să scot bani, văd ce găsesc și să caut o patiserie sau un restaurant care servește micul dejun. Uite ce pregătit e domnul bulgar. Da. Hai, ajungem și povestim. Sunt undeva prin centru. Am găsit aici un ATM. Am scos bani de pe Revolut, merge perfect. Și văd vis-a-vis ceva deschis, încă nu este nouă. Burgeri și dulciuri. Hai să vedem. Pare puțin oraș. În oraș așa de munte, destul de rece, cam 2 grade. Vedeți? Parcă sunt la Sinaia. Hai să vedem ce cumpărăm de aici. Am luat un meniu, este și în engleză. Aici sunt burgeri, lavaș. Am văzut că au și pizza, prăjituri. Am luat un sandwich cu pulled pork, adică porcul acela gătit lent, fraged. Un burger, de fapt. Și un ayran, 10 leva, 25 de lei. O să iau cu mine, pentru că vreau să merg la o cetate, la o fortăreață și o să mănânc acolo. Aici, la interior, este muzica foarte tare. Era un televizor și au dat televizorul la maxim. Foarte frumos orașul până acum. Am luat burgerul. Să știți că îmi place foarte mult orașul până acum, curat. Locuri de parcare, fără plată. Ceea ce nu prea vezi în Varna sau în Sofia. Prima oprire, o să mănânc semișul acolo, este cetatea Țareveț. Sper să mă descurc, m-am uitat pe hartă mai devreme, tot înainte. Dar filmez așa puțin ca să vedeți și dumneavoastră orașul. Multe restaurante, liniștit. Mai am un kilometru până la cetate. Opa! Aici este cetatea, intrarea, dar să caut un loc de parcare. Unde găsesc eu un loc de parcare aici? Trebuia chiar la intrare să fie o parcare cu plată măcar, dar nu este. Am fost îndrumat către o parcare. E cam la 1 kilometru distanță de intrarea în cetate. Sub un pod. Parcare gratis. Uitați și toalete. Tare mult îmi place acest oraș.
de departe până acum este cel mai frumos din Bulgaria. Cetatea e acolo sus. Prima dată o să mănânc burgerul, să prind putere sau să mă ia lenea. Hai să vedem. M-am pus și eu pe o piatră aici pe malul râului, nu știu ce râu este. Cutia asta de burger este imensă, n-am mai văzut așa ceva mare. Se deschide și de la jumătate. Așa. Cine mănâncă atâta burger la prima oră? Wow, olă, cât e de mare! Și prețul bun, 8 leva. Oh, ia uitați ce burger mare! Hai de mine și de mine! Da, hai să-și gust. Să pun camera așa. Mama mia! Se topește în gură. Se topește în gură pur și simplu. Chifea atât de proaspătă și are foarte multe în el. Salată, văd. Cu morcov, cu varză, bacon prăjit, pulled pork, sosuri. Minunat! Cred că îi dau un 9. Și eu rar dau 9. V-am zis, mie îmi dau 8,50. Asta e de nou. Extraordinar. Puțin dulce, are ceapă caramelizată. Faida cât este de mare. Așa, da. Prin putere. Cred că a fost cel mai bun burger pe care l-am mâncat eu vreodată. Absolut delicios. Și numai 20 de lei. Un singur defect are, prea mare. Am mâncat doar jumătate din el. Vai de mine, ce bunătate! Acum am de urcat și uitați undeva pe acolo este intrarea. Să vizităm cetatea. Uite ce casă frumoasă. Ai biserică. Curat pe jos. Biletul este 10 leva, 25 de lei. Am fost întâmpinat aici de un mafiot, ăsta este pasnicul. Mă, îmi pare rău că nu te-am găsit mai devreme să-ți dau burger. Hai să urcăm puțin și vă spun câte ceva despre această cetate și despre oraș. Sunt primul turist pe ziua astăzi. Mă simt bine. Veliko Trnovo este fosta capitală a Bulgariei, mai exact a țaratului Vlahobulgar, între 1185 și 1393. Situată pe trei dealuri, Svareț, Trapezista și Sveta Gora, este cunoscută datorită fortăreței, asta unde mergem și noi, cea mai importantă din toată Bulgaria. În interiorul său, existând Palatul Regal, reședința Patriarhului, iată ce scrie aici, da, poarta, și Catedrala, uitați acolo sus este Catedrala. Prima mențiune a cetății apare în 1190, iar în 1393 fortăreața a fost asediată de otomani timp de 3 luni și incendiată. Capitularea ei a însemnat căderea regatului bulgar. Restaurarea a început în 1930, dar a fost finalizată de-abia în 1981, an în care au fost sărbătoriți 1300 de ani de la înființarea statului bulgar. Ce, mă? Ești prietenul meu? Cred că miros bine aia burger.
Ajungem la a doua poartă de apărare. În total sunt 3. Deci dacă treceți de prima, veniți buruc aici la a doua și ce mai rămâne la a treia. Sulițe de-astea trăgeau în turci o catapultă, cred că în miniatură, și o arbaletă. Hai, da, frumos este! Aș fost să faci poze, te îmbraci în rege. Hai pe aici. Să urcăm la catedrală. Astea cred că sunt electrice. Văd că au ceva motoare. Da. Mai urcăm. A început cineva să vorbească, m-aș fi speriat. Cred că au dat drumul la boxe pentru mine. Și dacă vedeți, sunt niște proiectoare. Și noaptea am înțeles că sunt niște jocuri de lumină absolut spectaculoase. Associated with the name of the Latin Emperor Baldwin of Flanders, who was captured by Tsar Kalyan in the Battle of Adrianople in 1205, and who, according to the legend, died in the tower. The so-called Cliff of Death, in the northern part of the castle, towers over a deep precipice. It is said that public executions were made at this place during the Middle Ages. In the tower over the small gate, known as Asenaba, the life of the warriors who defended the capital Turnovo is recreated. Am urcat ceva. De jumătate de oră tot urc. Foarte mare cetatea. Cred că trebuie jumătate de zi. Uitați că se continuă. Și mult, mult încolo. Ia să vedem ce zice aici. Bulgară, rusă și germană. Am transpirat tot. Catedrala este deschisă. O să intru imediat, sper să mă lase să filmez. Vă arăt de aici de sus, cum se vede tot orașul Veliko Trnovo.
fain. Este un mormânt. O să pun și eu. Uitați câți bani românești sunt aici. O doamnă foarte drăguță a zis că se poate filma cu telefonul. Nu ai voie cu aparat foto profesional. Să pe unde o iau acum. O să ocolesc catedrala, mai uit puțin pe aici și căutăm altceva de vizitat. Sunt foarte multe. Cred că două zile sunt cam puține pentru mine. Superb. Acolo în cutia milei 90% erau bani românești. Vin românii până aici și vizitează. Oh, ce fain se vede râul. Cât de plăcut este. Îți dă energie. Nu mai simți oboseală, nu mai simți nimic. Superb acest loc. Ceva foarte interesant. Catedrala patriarhală, Înălțarea Domnului, a fost reconstruită între 1978 și 1981. Și pictată, după cum ați văzut, într-un stil foarte modern, poate chiar apocaliptic. Motiv pentru care Biserica Ortodoxă nu a mai vrut să o sfințească, așadar acum este doar o atracție turistică. Interesant. Multe alei. Este ca un parc. Cred că primăvara și vara aici este un paradis. Să vii într-o zi liberă, familia, îți iei un burger din acea 10 leva și petreci aici o zi absolut superbă. Cred că poți să stai o zi întreagă și te plimbi. Nici nu știu pe unde să iau. Uite. Mai stau și o oră pe aici. Ce vedeți acolo este cetatea Trapezista, situată pe frumosul deal Trapezista, în apropiere de orașul Velikotârnovo. Este al doilea turn al capitalei bulgare medievale, situat pe malul drept al râului Iantra. Este o cetate naturală conjurată pe trei laturi de râu. Pe stâncile ridicate se înălțau cândva ziduri cu creneluri și turnuri care fac chiar mai inaccesibile pantele stâncoase aproape verticale. Aici au fost dedicate mai multe biserici frumoase. Cea mai mare, Sfântul Ivan Rilski, a fost construită special pentru a adăposti moaștele Sfântului pe care țarul Ivan Asen al I-lea le-a adus în anul 1195 de la Sradeț, acum Sofia.
de aici, cam la un kilometru, o să merg pe jos. Mergem să vizităm piața Samodovska, Carșia și cartierul Varușa. Sau strada Meșteșugarilor, care se află în inima cartierului vechi din Velika Trnovo. Aici o clădire cam părăsită. Îmi plac mult și străduțele astea pietruite, dar pietruite foarte bine. Mergi cu mașina și zici că mergi pe asfalt. Multe restaurante. Nici nu știi pe care să-l alegi. Handmade ceramică. Acesta e un muzeu. Nu știu dacă este muzeul iluziilor. Asta să fie. Poate intru și eu la întoarcere. Uite, asta seamănă cu mine. Da. O biserică faină, dar încă nu știu ce biserică este. Scrie ceva aici, dar este în bulgară. Interesant. Încă n-am căutat hotelul unde am luat camera, dar uitați, ăsta este. Chiar aici, în centru. The Hill se numește. Dar nu prea are locuri de parcare, o să întreb. Asta este hotelul. Are view foarte fain. Cam așa se vede. De pe fereastră. Acum problema este că dacă ai vedere la stradă, ai view, este și zgomot. Dacă stai în spate, nu mai ai view și dormi liniștit. Prefer să am view. Da, o să intru să întreb dacă găsesc un loc de parcare și când să mă cazez. Nu este nimeni la recepție și văd, cred că o să trească să sun și o să-mi dea un cod de aici, de la o cameră. Da. Încă este de vreme. La 100 de lei camera aici, chiar în centru, eu zic că merită. Piața Samovod nu este ca o piață, sunt așa, niște străduțe înguste cu tot felul de produse la vânzare, în general suveniruri. Mi-am luat și o apă. Aici văd ceva interesant. Cocodel. O să-mi iau și eu un magnet. Cât este un magnet? Am văzut cu 2 leva și 5 leva, am văzut. Aici n-am, 4 leva. Când afișează prețurile, este de 2 ori mai scump. Uite aici un prieten. Salut! Ce faci, fetiță frumoasă? Ăștia așa în 4 cururi, totdeauna sunt fetițe. Una la 1 milion este motan. Cei albi nu există fetițe decât motani. Ba nu, cei portocalii sunt doar motani.
Iar ceilalți sunt toți surzi. Iată, l-am să aminte. Cine este așa cu baston? Stă cu spatele la mine, uite, nu vrea să uite. Până în 1880, atât văd. Oricum scrie în bulgară, că nu înțelegeam. Multe din terase, restaurante, încă sunt închise. Peisaje superbe. E un oraș stațiune. Bine, e foarte mare, este și o zonă. Ia uite-l pe ăsta. Măi, Ivan. Ce acolo, punga cu bani sau are o vodcă sau voi? Mai degrabă o vodcă. Să nu vezi niciodată vodcă sau voi, e cea mai rea. În general, pe la hotelurile astea cu all inclusiv, îți dă vodcă de aia sau voi. Și bine, ți-o dilează cu mult suc de proastă calitate. Dar după două pahare de aia te doare capul de Doamne ferește. Evitați tot ce înseamnă Savoy. A, dar mi se pare că au și la Savoy o gamă mai deluxe. Aia da. Am văzut și o gamă mai deluxe. Uite aici. Hai, sunt multe baruri. Cred că numai baruri. Seara e fain de venit aici. Și foarte aproape de hotelul meu. Ăsta cine? Savai Doc? E părinte. Un părinte în fața barului. Se mai întâmplă. Scapă și ei. E normal, sunt oameni. Am găsit aici două scaune imense. Pe asta mare mă urc eu. Uite cât este. Cam multe gunoaie. Aici la dos. Mă pun pe scaunul ăsta. Îmi trag și eu sufletul. Îmi odinesc coasele bătrâne. Măcar 5 minute. Cu vederea asta. Acum mă urc pe scaunul ăsta. Sper că acum se aude. Eu am mai filmat cred că 20 de minute, dar telefonul Samsung, care este o mare porcărie, nu o să mai iau niciodată Samsung, o să revin cât de curând la Xiaomi, n-a înregistrat, s-a înregistrat fără sunet. Filmul dinainte, nu știu dacă ați văzut, este fără sunet. Mie mi-au blocat roțile la mașină. Uitați mașina aici. Am rugat o domnișoară superbă, deci la magazin, nu știu dacă se vede, o fată blondă frumoasă, să sune. Au venit, mi-au deblocat roata și partea bună, a costat doar 21 de leva, că cu 21 de leva, dacă las biletul aici, pot să las mașina 24 de ore. Deci tot rău spre bine. 50 de lei, mașina stă chiar în centru, puțin mai jos este hotelul. Asta este. Au venit imediat. Loc de parcare la hotel nu este. Ați văzut, sunt și locuri de parcare gratis. Aici în centru nu. Trebuie să dai SMS, dar nu poți să dai de pe număr de telefon din România, trebuie să ai telefon din Bulgaria, număr de telefon, eu nu aveam. Na. După, eu am fost în parcul Svetagora. Este tot aici, în centru. Cred că 500 de metri mai
la vale. De fapt aici suntem în vârful dealului și acolo e vale și aici este vale. Foarte frumos și parcul, lumea liniștită, curat. Da, îmi place mult orașul și nu caut de vină că mi-au dat amendă pentru că n-am știut. Eu am crezut că sunt locuri de, așa de parcare, de sănătate, acolo erau cu alb și nu scria taxi. Dar am văzut că trebuie să dai SMS. Na, tot rău e spre bine, hotelul e aproape, cu multe bagaje, nu am pentru noapte, vă dați seama. Acum am sunat la hotel, nu mă primesc până la ora 2, check-in-ul este la ora 2, la ora 2 trebuie să merg. Mi-a zis că nici la 2 fără 10 nu se poate. Iar nu caută de vină. Astea sunt regulile, le respectăm. Nu mai plin puțin. Merg la hotel, o să vă arăt camera. După o să merg să mănânc. Și eu o să închid acest video, pentru că deja este foarte lung. Ce o să filmez pe seară, o să pun pentru clipul de mâine. Hai să vă arăt și camera mea de hotel. Este Hebi. Cea de cameră, numere, a mea este B. Hai să vedem cum arată la 100 de lei. Asta trebuie ca pe aici? Nu trebuie. Ia să vedem. Mama mia. Uite cât de fine arată. Un pat mare. Birou. Aici vedere. Uite cât a geamul. Apă din partea casei. Balcon. Ce-mi place aici. Sunt la etajul 1. Uite cât de balconul am. Cu măsuță. Două scaune. Ia uite aici, zona de stat, încă două paturi. N-ai cum ăla, un milion să faci așa ceva. Nu se aprinde lumina. Ia să vedem, baie. Hai să prindem toate luminile. Mai sunt. Asta este baia, cu duș. Veceu. Chiuvetă faină. Să pun hârtie igienică. Mă arată bine. Mai am 3 paturi. Iar asta e dublu. Așa ceva, cum zice nașul. Așa ceva la 100 de lei. Asta cred că face căldură. Uite și pe jos cum arată. Mai mult, mi-a zis că dacă sunam, puteam să aduc mașina aici și o să o aduc aici sau nu, pentru că bagaje nu prea am, da, pentru o noapte nu mai aduc mașina, o las acolo, dacă tot am plătit amenda, să blochez un loc, lasă-i pe ei să dea acest loc la altcineva. Eu sunt mulțumit, uite aici se lucrează, cred că tot la hotelul ăsta. Dar uitați cât a balconul, am aer condiționat. Șmecherie. Uite aici camera și cu așa vedere, la 100 de lei. Eu așa ceva n-am luat niciodată, vă spun sincer. Incredibil. Hai de mie, burger, cel mai bun burger din viața mea, la 20 de lei. Cea mai, nu e cea mai frumoasă cazare, dar la 100 de lei, calitate-preț, este numărul 1 și n-am avut niciodată așa cazare cu așa view. Este incredibil. M-am întrebat dacă vreau și micul dejun, cu 10 leva, i-au descris că îmi dau de toate, dar eu nu vreau. Uite.
Da, nu știu. Extraordinar. Și hotelul, și locația, și tot până acum. Până acum totul este extraordinar. A trecut ora mesei. Eu sunt bucuros de așa cazare, de așa loc. Am urcat puțin în sus, unde este centru, și un domn îmbrăcat foarte bine vorbea cu doi polițiști. I-am întrebat unde pot să găsesc un restaurant în care se mănâncă foarte, foarte bine. Domnul îmbrăcat bine, cred că era politician, ceva de genul, sigur, pentru că era însoțit de doi polițiști, mi-a recomandat undeva la vale, mi-a zis că pe stânga este un restaurant care nu este foarte scump, dar se mănâncă foarte, foarte, foarte bine. Sper să-l găsesc, dacă nu, urc din nou dealul. Asta n-ar fi problema, fac poftă de mâncare. Tare mult îmi place acest oraș. Ciudățenia este că multe restaurante, magazine și restaurante deschid după ora 14. Na. Hai să vedem. Din ce am înțeles, ăsta ar fi restaurantul. Salate, supe și felul de mâncare bulgărești. Să stau afară, să stau înăuntru. Vin fiert. Așa înseamnă, 5 leva. Oh, cam scump. Hai să vedem. Mergi spre sud. Nu știu, oamenii parcă aici sunt în Italia. Este de departe cel mai frumos oraș pe care l-am vizitat eu până acum în Bulgaria. Lumea relaxată, curățenie, clădiri faine. Domnul dinainte, care mi-a zis că este politician, și bine am zis că este politician, m-a trimis pe la o adresă falsă. Nu exista acel restaurant. Am vorbit cu două fete pe care le-am găsit pe drum și m-au trimis la un restaurant într-adevăr bun. Am 900 de metri, cred că 10 minute, și merg la acel restaurant. În ele am încredere. Nu aveți încredere în politicieni. Asta este morala. Mai am 4 minute până la restaurant. Dar peste tot sunt asemenea locuri între case de belvedere. Uitați cum se vede aici. Mai trebuie să merg și acolo. O să vă povestesc despre acel loc. Joana. Nu? Ce scrie acolo? Joana. Mama mia. Asta este restaurantul care ne-a fost recomandat. Chiar vis-a-vis de mașina mea, care nu mai are roți blocate. Dar nu văd că este nimeni înăuntru.
O fi închis? Ah, e lumea în partea cealaltă. Hai să intrăm. Restaurantul este extraordinar de fain poziționat. Uitați la înălțime, se vede râul în toate părțile, orașul. Aici muzica așa, în surdină, lumea mănâncă. Fain, fain restaurantul. Cred că este pe două etaje. Și acum hai să vedem și ce să comandăm, prețurile. 13 leva, 15 leva. Mamă, ok. O să caut ceva așa cu roșu. După ce... Hai să dau mai, așa mai mare. Deci este meniul cu mâncare. Aici este meniul cu băuturi. Sau nu? A, nu, și aici, tot cu mâncare. Calzone, pizza. Mama mia. O să mă hotărăsc destul de greu. Foarte bine arată restaurantul. Ospătarii de treabă. Hai să vedem. Am întrebat ospătarul ce este mai ok. Cap de miel, pe care mi-l doresc de mult în Turcia și prima dată când îl găsesc și mă mir că îl găsesc aici, în Bulgaria. Și pokrelo, chestia asta care are carne de porc, inimă, limbă de vită și până la urmă am ales cap de miel cu o garnitură de, ia să vedem aici, homemade french fries, adică cartofi prăjiți. Am luat și o pălincă de-a lor bulgărească și o bere tradițională, tot de-a lor. Mama mia, abia aștept. Sunt în cel mai tare restaurant de aici. Ia uitați. Uitați priveliștea. Și vedeți că nu bagă muzică tare. Lumea vorbește în șoaptă, nimeni nu țipă. Cât de bine mă simt. Nu, n-am fost de mult în așa locație faină. Prețuri, cazare, mâncare, tot. Uite cum arată totul. Abia aștept mâncarea. Miroase aici de nu vă imaginați. I-am crezut că astea cu roșu sunt spicy. Sunt vegane. Vedeți? Sunt vegane. Uitați, vegan pizza. Apar nu am pentru ce să comand, pentru că sunt foarte, foarte multe feluri de mâncare. O să întreb ospătarul ceva, ce îmi recomandă. Lamb head, mama mia! Cap de miel? Mamă, dacă aș avea, aș găsi așa ceva, aș fi cel mai fericit. Hai să vedem. A venit palinca și berea, ceva gheață. Hai să vedem cum este palinca asta, bulgărească. Foarte bună, dar cred că este cu 5 grade mai slabă ca palinca noastră de Maramureș. Dar este foarte bună. N-are nicio aromă, adică să te îndoiești că e palinca. Este palinca curată. Oh, de fapt mi-am dat seama. Abia acum e la fel ca la noi. Știți, o palinca bună nu te arde. Are 52 de grade minim. E ce trebuie. Știți, când bei o vodcă sau o pălincă bună, zici că bei apă chioară, prima dată. Dar după aia simți. Așa și berea. Stinge cu bere. Eu nu mai mult mașina până mâine, așa că îmi fac de cap. Da, să vedem. Pace, sănătate. Hai de mine. Hai, ce bere bună. Vai, ce bere bună!
Sunt în paradis, oare? Sunt în paradis, oare? Uite pisica aici pe ea. O pisică Oreo. A venit capul de porc, dar într-o altă prezentare, într-o plită încinsă. Cât de fragil este, uite. Cred că au scos doar carne. Mama mia, ia uitați aici. Haide, cât este de fragil. Iar cartofii prăjiți făcuți în casă sunt, cred că un kilogram de cartofi prăjiți. Ia să iau. Să iau unul, așa. Bagă aici în soază asta. Mamma mia. Mm-hmm. No, can you take? I can yes. take. Yes, 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 yes. Thank you. Thank you. No, mamma mia. Ce bunătate. Aici sunt două pungi de chipsuri, dar făcute acum. Iar aici încă nu am gustat. Incredibil. Mamă mie. Vai cât este de bun. Vai cât este de bun. Asta e cap de oaie. O scurs carnea. Încă multă lume nu preferă să vadă capul. Și prezentat așa. Este cel mai bun lucru pe care l-am mâncat eu vreodată. Vai de mine și de mine. Ce bunătate. Dăm canciota, așa ceva bun. Top. Eu gătesc în fiecare zi. Merg la restaurant des. Am fost în multe țări ale lumii. Eu așa ceva bun. Nu am canciota. Da, e chestie de gusturi. Uitați ce este creier, carne, de la vraj. Eu n-am mâncat așa ceva bun niciodată, niciodată în viața mea. Vai de mine. Vai de mine, cât de stare bun. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun restaurant la care am fost vreodată. Și asta mi-e greu să o spun. Hai de mine, ce bunătate! Am fost la multe restaurante din toate țările lumii. Din punctul meu de vedere, nu am mâncat niciodată ceva atât de bun. O să încerc să fac o rezervare pentru diseară la ora 7. Cartofii nu i-am terminat pentru că sunt prea mulți. M-am aici ceva pălincă, pere. Nu pot să vă redau experiența de a mânca aici. Totul este perfect. Nu vă imaginați gustul. Cineva o să zică, domnule, eu nu pot să mănânc cap de miel. Aș vrea, fără să știți, să încercați și o să vedeți după ce experiență faină. O să termin pălinca, berea,
să cer nota, va rănota și o să, atât o să fie pentru ziua de azi. O să-mi fac rezervare pentru ora 7, pentru că vreau să mănânc și de seară. Eu n-am întâlnit restaurant atât de bun, cu priveliște atât de faină. Na, astea la posibilitățile mele. Dar nu mă așteptam ca în Bulgaria să găsesc top of the line. Nu există, nu există, nu există mai bun de atât. Am ieșit din restaurant, m-am întâlnit și cu doi români faini, pereche, soț, soție, nu știu, și lor le-a plăcut extraordinar. Ce să zic, eu n-am mâncat în multe restaurante, dar ăsta a fost pentru mine numărul 1 în lume. Numărul 1. Hai să vă arăt și cât a costat. 31 de leva. Nu știu ce înseamnă aici. Înseamnă, nu știu, 80 de lei. Gândiți-vă că dacă te duci vara în Eforie, în Costinești, cu 80 de lei nu mănânci nici măcar o porție. Nu în condițiile astea. Eu nu am cuvinte pentru... Uite mașina ca mea. Acest oraș, totul este la superlativ. De aici mi-am cumpărat eu câteva lucruri. La un preț, deci sunt originale și la un preț, nu știu. Lumea o să zică, domnule, că sunt fake-uri. Nu. Originale. În cutii originale, în pungă originală, eu nu am văzut aici nici măcar un magazin care să vândă ceva fake. Or fi undeva pe la periferie, habar nu am. Dar hai să revenim la mâncare. Am rezervat pentru astăzi la ora 7. Dar asta o să postez pentru mâine, pentru că o să fie un clip prea lung. Nu am cuvinte, la fel perechea. Erau tineri de astăzi. Au mâncat extraordinar. Pentru mine este restaurantul la care am mâncat cel mai bine în viața mea și nu mai pot să fac comparație la preț. Adică cu 80 de lei să mănânci așa ceva. Am rezervat masa pentru ora 7 din nou. Asta o să vedeți mâine. Eu vă mulțumesc. Nu vă imaginați cât de bine mă simt aici. Cu 80 de lei să mănânci cap de miel făcut așa pe plită încinsă. Să mănânci un kilogram de cartofi făcuți chipsuri, o pălincă, o bere, cea mai scumpă. Am luat cei mai scump. Eu am luat cei mai scump. Aș vrea să vă imaginați sau să vă aduceți aminte vara asta. Când mergem, o să merg eu. Nu știu, în cel mai oribil loc de pe litoralul românesc. Cel mai oribil loc sunt vreo două, Costinești și Eforie Nord. Alea sunt nu că oribile, sunt ceva de nesche, sunt boală curată. Și aș încerca să mănânc un fel de mâncare și să beau o bere. Să vedeți că costă dublu față de ce am mâncat aici. Na, nu am cuvinte, nu am cuvinte despre acest oraș. Lumea se duce la Varna, se duce la Nisipurile de Aur, se duce la Sofia. Acest oraș este numărul 1 pentru mine. Eu vă mulțumesc, vă spun la revedere, ne vedem mâine cu un nou clip. Nu uitați, ținem legătura. Uitați frumusețe. Uitați frumusețe aici.
La revedere!